lungă și stimați spectatori. Am fost martor, acum mai bine de un deceniu, la întâlnirea dintre teologul Dumitru Stăniloae și melodul creștin al sufletului românesc, poetul Ioan Alexandru. Plecați dintre noi la sfârșit de secol 20, la o stare mai fericită, cum avea să spună poetul, parafrazând din lucrarea Chipul nemuritor al lui Dumnezeu un om, a părintelui Stăniloae, cei doi au lăsat opere pe care o posteritate mai așezată și mai limpezită decât a noastră le va putea judeca la adevărata lor valoare. Camera strâmtă, plină de cărți, loc de studiu și rugăciune a părintelui, părea mai mult o chilie în care prezența sa cuvioasă radia o liniștire filocalică spre toți cei ce îi călcau pragul casei. Am descoperit în cuvântul rostit al bătrânului teolog trecut de 85 de ani aceeași profunzime care transpare în opera sa scrisă. Numele părintelui profesor este în primul rând legat de traducerile scrierilor patristice Filocalia, dar în aceeași măsură este autorul multor studii teologice, având o recunoaștere internațională. Vă prezentăm în continuare o sinteză a întâlnirii dintre cele două mari spirite înrudite. Când am plecat o zi din liceu, mama a stăruit foarte mult, săraca, să merg la teologie, să merg, dragă mame, la teologie, că eu am vis. Mi-a spus un călugăr că trebuie să fac niște veșminte preoțești și eu cred că trebuie să le fac pentru tine. Nu am apucat să le fac, ca săraca, a murit curând după aceea. Și am avut un unchi preot, un frate al ei care m-a ajutat să mă duc, m-a dus la Mitropolitul Bălan, pe urmă m-a făcut așa tot. Și m-am dus la teologie și un coleg al meu foarte bun, bă, serios. Dar eu eram unul cele mai mari, eram, cum te duci tu la teologie? Păi acolo n-ai ce învăța într-o jumătate de zi, știți? Și pe urmă ea s-a dus la educația fizică și a scris și ea niște cărți, a fost profesor acolo și niște cărți cu chipuri de oameni care făceau gimnastică, știi? Și i-am spus, zic, uite, am venit la teologie și să știi că am scris destule până acum, dar cred că sunt tot la început. Cred că niciodată nu pot să termin. A vorbit de Dumnezeu, că Dumnezeu este infinit. Niciodată nu pot să termin. Și dar dacă rămâi în infinitatea Lui și în infinitatea iubirii Lui, adică dacă rămâi în treime, numai atunci e Dumnezeu infinit. Altfel, dacă îl confunzi cu lumea, nu mai este infinit. Vezi câte mărginii are lumea. Adică este infinit dacă este treime, știți? Și este infinit dacă este Dumnezeu care merge până la să face om și merge până la moarte. Pentru că atunci este infinit. Și nu poți să termin să vorbești despre Dumnezeu în vecii vecilor. Am citit în Dogmatica lui Rahner, interpelându-l pe Urs von Balthasar, care spunea că secolului 20, deci Urs von Balthasar spunea secolului 20 lipsește o teologie cnie de teologie, o teologie a îngenunchierii, a rugăciunii. Și Urs von și Karl Rahner spune, e adevărat asta, dar cred că îi lipsește mai ales eine dichterische teologie, o teologie poetică. Și în acest sens face niște remarci superioare asupra rostului poeziei în secolul 20-a poeziei creștine. Da. Tare aș fi bucuros dacă dumneavoastră, ca teolog ortodox, ați spune ce rost are această poezie creștină în secolul acesta, ce rost ar avea în ortodoxie, cum vedeți lucrul ăsta, mai ales că cartea dumneavoastră în mesajul ei extraordinar citează tocmai un imn ortodox din Săptămâna Patimilor. Și iertați-mă dacă vă spun, eu găsesc în teologia dumneavoastră un avânt, în ce are ea mai profund, un avânt de mare suflu poetic. Cred că aveți ceva să ne spuneți în privința asta, mai ales pentru generațiile actuale și cele ce vin și încearcă să facă o poezie creștină în limba română. Poezia, de ce e foarte folositoare pentru credință? Pentru că
pe Dumnezeu nu-l poți defini rațional. Dumnezeu este mai presus de îngustările în definiții raționale. Chiar în zilele acestea am citit niște pagini din Ambigua, Sfântul Maxim Mărturisitor, că noi mergem cu cuvântul până la un anumit loc, cuvântul explicativ, de la un anumit loc nu mai putem înainta. Și trăim pe Dumnezeu ca mare mister. Și asta însemnează că cuvintele noastre obișnuite nu mai au putință. Sau tăcem, există și o vorbire a tăcerii, sau ne silim să găsim cuvinte mai presus de simple definiții raționale. Da. Și sunt bune și metaforile, pentru că toată creația este a lui Dumnezeu și El a pus ceva din sine în toate. Noi putem spune că Dumnezeu este ca un munte înalt, pentru că și în munte e o înălțime pe care tot Dumnezeu a pus-o. Adică e folositoare și poezia. Să nu rămânem la banal, la formele banale în a exprima pe Dumnezeu. Toată poezia imnelor noastre e o poezie plină de conținut. Câtă poezie e în psalmi, dar e totuși o poezie care mărturisește pe Dumnezeu ca persoană. Trebuie să mărturisim pe Dumnezeu ca treime a iubirii. Trebuie să mărturisim dragostea lui Dumnezeu față de noi prin Iisus Hristos și prin jertfa Lui. Nu poți să treci peste acest adevăr. Dumnezeu e treime a iubirii. Nu poți să treci peste acest adevăr. Hristos este Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om din iubire și a mers până la jertfă pentru noi și rămâne om. Dar la ce profunzime n-a dus omul prin aceasta? Ca Dumnezeu să vorbească prin cuvinte omenești. Ca prin ochi omenești să privească Dumnezeu. Ca să ne iubească cu simțirea noastră omenească. Dar asta nu se poate exprima și totuși trebuie să se vadă că exprimăm aceste adevăruri. Sunt extraordinar de înalte aceste adevăruri încât nu le poți exprima numai prin niște cuvinte sărace. Trebuie să spui cuvinte care depășesc simple definiții uscate. Trebuie să spui cuvinte. Cuvinte pline de entuziasm, cuvinte pline de căldură. Asta e poezie. Îndată ce ai trecut peste aceste margine lumii, devii profund. Că tu însuși devii altfel, tu însuși descoperi niște adâncimi. Noi nu putem deveni profunzi în literatură și în filozofie dacă nu devenim creștini și nu ajutăm poporul acesta să-și păstreze noblețea. Trebuie să avem un fel de experiență a tainii lui Dumnezeu, a misterului lui Dumnezeu. Să avem un fel de experiență pe care nu putem exprima de plin. Ne silim să o exprimăm prin cuvinte mereu mai înalte, mai bogate. Câteodată tăcând, dar și vorbind, pentru că dacă tac, tac pentru mine, nu tac pentru, trebuie să spun și altuia. Adică să-L fac să se minuneze, să-L fac să vadă ce minunat este Dumnezeu, știți?